Da, dacă e luni de la această oră discutăm despre sport aici la Campus TV în cadrul emisiunii Sport Club, am părțit emisiunea de astăzi în două. În prima parte vom discuta despre fotbal, iar în partea secundă despre rugby, așa cum am promis, de fiecare dată când stejare vor câștiga câte un meci important, vor fi invitați aici la Campus TV. De data asta au bătut și s-au și bătut rugbiștii buzoieni. Veți vedea după 17:30 despre ce este vorba mai exact. Până atunci, cum vă spuneam, vom discuta despre fotbal. Două subiecte avem și la acest capitol. Vom discuta la început despre Gloria Buzău, urmând ca apoi să analizăm și situația din fotbalul mic, grație faptului că l-avem invitat pe domnul președinte al AJF Buzău, domnul Pompiliu Coșconea. Vom vedea în premieră și care este componența noi sau viitoarei superligi din fotbalul mic buzoian. Până una alta, vă salut, domnul Coșconea. Bună și vă mulțumesc că mi-ați acceptat invitația de a veni în această emisiune. Bună ziua și mulțumesc încă o dată pentru invitație. Bun, începem, cum spuneam, cu Gloria Buzău, încă un meci amical câștigat de echipa din Crâng, disputat sâmbătă, pe căldură, pe stadion propriu, dar nu nocturnă de această dată, 1-0 cu Dunărea Galați, meci la care a asistat și domnul președinte Coșconea. Ați văzut că, cu siguranță, domnul Coșconea, mai multe prestații ale Gloriei Buzău din aceste amicale și aș vrea să vă întreb pentru început care este părerea dumneavoastră vis-a-vis de echipa din Crâng după venirea lui Ion Viorel și cum vedeți dumneavoastră încropirea, înseilarea acestei noi echipe și perspectivele de viitor. Păi, Ion Viorel nu ne dezamăgește până și nu credeam că poate să ne dezamăgească. El, într-adevăr, cu posibilitățile care dispune Gloria Buzău în momentul materiale, în momentul de față, a reușit să atragă o serie de jucători cu experiență, jucători valoroși pentru Liga a doua și ceea ce este mai important, că spre deosebire de alți antrenori care au trecut pe aici și n-au lăsat nici umbră, Ion Viorel cu cei tineri de la Gloria Buzău chiar reușește și dorește să facă o simbioză fericită. Se vede că este preocupat, are grijă de acești băieți tineri buzoieni, pe care poate într-un timp unii i-au hulit, dar ei au calități și după cum știm cu toți, Ion Viorel poate extrage de la fiecare ceea ce este mai bun. Și cred eu că într-un timp scurt vom vedea cel puțin 3-4 din ei în 11 de bază. Și asta este mare lucru pentru că în situația în care se află fotbalul românesc și de ce să nu spunem începând cu ligile inferioare și la județ, Liga 3-a în mod special și Liga 2-a, pentru că și aici este o problemă deosebită, problema materială, trebuie neapărat să ne orientăm către jucătorii proveniți din pepiniera proprie, jucătorii localnici, care vor și pot să-și aducă o contribuție pentru echipa noastră. Bun, e un lucru laudabil ăsta că se încearcă promovarea jucătorilor buzoieni, localnici, dar până la urmă, domnul Coșconea, dincolo de lucrul ăsta, ați văzut echipa în câteva meciuri amicale, vă place cum arată echipa asta? Sunt perspective să avem și rezultate în campionat? Eu ce pot să zic, aprob în totalitate tactica adoptată de conducerea tehnică a echipei, în sensul în care a pornit-o cu echipe mai slabe valoric, ca să, oricum ar fi, era normal. Și vedeți, cu cât trece timpul și ne apropiem de startul competiției, și adversarele încep să fie din ce în ce mai puternice. Am văzut, din păcate numai o repriză, că a trebuit să plec cu Dunărea Galați, dar chiar... Asta sâmbătă. Sâmbătă, chiar mi-a plăcut. Adică, într-adevăr, se vede că în timp Gloria a crescut și începe să arate ca o echipă de Liga a doua. În timp, la ce vă referiți? La ultima lună, practic? Păi nu, în timpul ăsta scurt. În timpul ăsta scurt. Și de ce să nu recunoaștem?
așa cum a zis și Viorel, și uite că mie chiar îmi pare bine. Începuse într-un timp cu aducerea unor jucători după timpurile alea mai vechi, 2007-2008, după în Brazilia, Copacabana sau nu știu, adică ușor, ușor Viorel a cam, nu știu dacă mai e unul parc sau doi, nu? Da. Mai bine să stăm cu jucătorii ăștia pe care unii sunt chiar verificați la nivelul ligii a doua și alții care sunt de perspectivă. Și să terminăm tot ce aduci după în țările astea foarte depărtate și zicem noi că au nume latin, eu știu cum au, până la urmă toți se dovedesc că a fi un fiasco. Așa că cu ce avem noi, nu că mai fi un mare naționalist, dar ce-i mână nu-i minciună, nu? Bun, Viorel a folosit și termenul ăsta, domnule, ăștia străinii trebuie să demonstreze mai mult decât ăștia români, pentru că ei costă și mai mult. Pe de parte că au și salarii mai mari, dar mai cheltuiești cu ei pace și cu cazarea, cu masa și așa, păi mai departe. Mai zicea cineva din stafful lor acolo că ei sunt și pretențioși. Că vin după meleaguri străine și ei vor și sucuri, vor și nu știu ce, vor și nu știu ce. Și atunci mai aduceți voi și beți voi sucurile la voi, nu? Pe meleagurile voastre, pentru că astea sunt condițiile la ora actuală. Și poate o să mai vorbim și de condițiile pe care le are Gloria. Nu sunt nici extraordinar de bune, dar nici catastrofale, ca să fie clar. Ideea este, și toți am dori, ca așa cum se prevede la ora actuală, susținerea financiară, atâta cât e din partea, că e deocamdată numai din partea Consiliului Local, să aibă o continuitate și o ritmicitate cât de cât, pentru a nu intra poate în alte probleme care, până la urmă, și știi foarte bine, în momentul când începi să promiți jucătorilor și nu dai minimum necesar, deja să rupe, te rupi în pantalon și rău, nu? Da. Domnul Coșconea, vreau să vă întreb și vis-a-vis de publicul care vine la stadion. Sunt semne încurajatoare, sesizate și de antrenorul Ion Viorel, că, iată, după mulți ani, buzoienii reînvață din nou drumul spre stadion. Am văzut la meciurile amicale câteva sute de spectatori prezenți în tribune. Ion Viorel venea și plusa, chiar paria, că la meciurile oficiale vor fi câteva mii. Păi, speră prea mult, Vioară? Nu cred că speră prea mult. Noi trebuie să ne raportăm, am mai spus la o emisiune de-a dumneavoastră pe aici, în momentul când au fost 2-3 mii de spectatori la finala pe județ, la Gloria, o finală care s-a disputat după amiază, nu? Vă dați seama ce va fi, ce va fi, pentru că trebuie să recunoaștem, în seria asta sunt și echipe care atrag spectatorii. Cum e Rapidul, de pildă, nu? Rapidul, CSMS, Iași și până la urmă și Farul, dacă rămâne, că se pare că rămâne, că văd că nu s-a mai auzit nimic rău de ei. Vine Clincenul ăsta, care e echipă tare de tot, Dunărea Galați, cu care în anii trecuți ne ați văzut și băteam. Componența seriei, putem, da, să știm acum, da, să discutăm, da, da, cu cine noi, efectiv. Noi zicem, da, Clincenii sunt e fosta buftea, da, și plus cu, și acolo sunt și condiții deosebite. La ora actuală, din câte am aflat eu, la Glinceni sunt peste noi, să zic așa, material cu vreo două clase. Bun, haideți să ne referim puțin, să vedem și declarația lui Ion Viorel vis-a-vis de publicul buzoian. Ion Viorel chiar spunea că ăsta va fi unul dintre principalele aturi ale Gloriei din noul sezon, susținerea publicului. Făcea niște laude Vioară la adresa spectatorilor buzoieni, spunând și că inclusiv jucătorii vor evolua altfel cu lumea în tribună și că unii dintre ei chiar au ales Buzăul tocmai pentru că au auzit că aici ar veni lumea la meci. Haideți să vedem declarația lui Ion Viorel și o vom comenta apoi împreună. O pregătire de la Buzău, așteptăm să se tragă țintarul, să vedem seriile. Ceea ce trebuie să întâmple, dar problema cea mare, Buzău și buzoienii la ora asta
E o voce a orașului pozitivă, în sensul că s-a creat și se creează o echipă frumoasă, dar până astăzi o echipă frumoasă, că dacă nu vor sosi banii la echipă, știți, vor fi probleme. Iar dăm dovadă de nesiguranță la Buzău, ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani pe aici și n-aș vrea să întâmple acest lucru, una la mână. Doi, acești jucători au venit de la salarii mai mari în altă părți și au avut alte oferte, au venit la Buzău, au ales Buzău, datorită mie și în ultimul rând și datorită acestui public pentru care vin la stadion, care vin la stadion la Buzău. Vă spun că mulți din ei pentru asta au ales. Un Bobby Verde și chiar la vârsta lui nu le interesează banul, ne-am înțeles din 3 minute, a zis că vine la Buzău unde lumea îi acteacă după fotbal și vrea să facă performanță, cu toate că unii din ei au spus că au 33 de ani, dar ați văzut cum a evoluat în ultimele meciuri. Ce le transmiteți suporterilor Gloriei? Să aibă încredere, să fie alături de echipă, pentru că dacă nu ne ridicăm la nivelul celorlalte echipe din punct de vedere financiar, garantăm că suntem peste celelalte echipe la alte nivele. Și aici mă refer la public, la atmosferă și în ultimul rând la acest oraș, care merită să aibă o echipă din nou în divizia și să facă legea, să stea mai mulți ani, nu să întâmple ce s-a întâmplat. Da, una caldă vis-a-vis de public, una rece referitor la bani, din ce am dedus eu din declarația lui Ion Viorel, să temea din punctul ăsta de vedere, da, că nu cumva banii să fie insuficienți, pe măsură ce, nu știu, va începe campionatul, vor fi și niște Sky victorii, prime, salarii și așa mai departe. E bine că încearcă să-și iau oarecum precauții Ion Viorel înainte de a începe campionatul. Da, e normal. E lipățit pe undeva și toți știm treaba asta. Poate nici nimeni nu mai dorește să mai întâmple ce s-a întâmplat, dar vreau să vă spun un singur lucru. Luat așa câteva echipe, dacă e să luăm. Eu le-am văzut pe toate ca observator federal. La Dunărea Galați nici n-ai, dacă veneau 200 de spectatori în timpurile bune. Deci am fost la derbiuri cu CSMS Iași, nicio problemă. Da, că mai era o declarație a lui Ion Viorel că vom fi campioni din punctul ăsta de vedere, măcar la capitolul ăsta, la numărul de spectatori din tribune. Acum toți suntem conștienți că publicul buzoian este dornic să vină la un spectacol, mai ales la nivelul ăsta, pentru că trebuie să recunoaștem, nivelul Ligii a doua este cu totul altul decât Liga a treia, Liga a treia unde am fost și... practic sportiv, noi n-am promovat. Am promovat datorită unor vicii de regulament. Dar în mod sportiv și practic Gloria în campionatul trecut nici n-a arătat, ca să fim sinceri, n-a arătat aproape nimic. Poate de-aia ne-am și clasat la 9 puncte în urma viitorului Axintele. Dar, mă rog, a trecut, asta este, s-au luat măsuri, din punctul meu de vedere, s-au luat măsuri eficiente. Se pare că toată lumea a trecut peste animozitățile astea, mai mult sau mai puțin, să zic eu, nu? Dar omenești așa, toți cred că și-au dat mâna și credem noi că toți vor concura, pentru că eu sunt convins că vom ajunge la primul meci acasă cu peste 5.000 de spectatori. Da, a fost... Și este mare lucru. Da, văd că ați avansat o cifră destul de mare asta, de 5.000 de spectatori, sunteți optimiști și dumneavoastră. A fost și un lucru bun ăsta. Acum depinde cu cine jucăm primul meci acasă, că dacă una e cu Faro, unul e cu unul. Da, dacă vom juca cu Iașu și apoi cu Rapidul, probabil că va veni de prima dată lumea foarte probleme, multă. Da. Dar vreau să mă refer la un alt aspect, domnul Coșcune, o idee bună până la urmă, că și meciurile astea amicale s-au disputat în nocturnă, chiar dacă a intervenit o singură copo pe parcurs, din câte am înțeles eu, cei de la Fumați n-au vrut să joace în nocturnă cu Gloria Buzău, prilej pentru antrenorul Ion Viorel să-i numească dobitoci pe ăștia de la Fumați, refuzând o asemenea ofertă. Chiar avem declarația lui Ion Viorel, haideți să o urmărim. La Fumați, nu, am luat un meci cu Fumați și oamenii nu vor să joace în nocturnă. Ai mai văzut dobitoci? Nu, filmează-mă, dobitoci. Nu, și a zis că joc la, că se juca la 11. Bine, la 11 jucat la voi. Da. Iată, o declarație tipică, așa, pentru Ion Viorel. Era supărat un pic. Cred că avea și motive să fie supărat. Să refuz un meci în nocturnă, să vrei să joci pe căldura aia la ora 11. Cei de la Fumați era un încantonament. Pe undeva, pe un Brașov, pe acolo. Și probabil că de asta
Știu că au plecat imediat după meciul de cupă. Și probabil că le-a venit greu. Și ei, practic, au fumat din prea joacă în nocturnă. Acum, probabil că și-au făcut și ei calcule. Dar, era ceva, din punctul meu de vedere, pentru o echipă de Liga a 3-a să joace nocturnă. Nu știu, din punctul meu de vedere, și am văzut că și din punctul lui Ion Verel, nu trebuia să refuze o astfel de ofertă. Da, e cum să zic, e chiar problema lor. Așa este, că dacă li s-a oferit un joc, mai ales pe căldurile astea, nu? Seara, și de ce să nu recunoaștem? Acum și publicul spectator s-a simțit mai bine asistând după ora 20, nu? La un meci de fotbal, când am văzut și noi ce înseamnă ora 11, te apucă ora 12 și nu prea-ți mai vine nici să mai, nu zic de jucători, că jucătorii sunt aici, vai de mama lor, dar spectatorul, nu? Așa este. Mă rog, să zicem că Ion Verel i-a scăpat treaba asta, că practic, până la urmă, nici nu s-a mai jucat, nu? Da, nu s-a mai jucat meci, păi da. Ați văzut că a spus că dacă nu vor la un nocturn, așa la ora 20... Din moment ce aduci aici să joci în nocturnă pe un stadion pe care vorba aia au evoluat toate echipe puternice, zic eu că... Da, mă rog, nu știu exact ce calul eu, de-aia asta am zic, din moment ce au fost în cantonament, poate le era mai greu să plece la... În fine, am văzut că nici sâmbătă nu s-a mai jucat meciul nocturn cu cei de la Dunărea Galați, ar fi curmea să fie refuzat și așa de la Dunărea Galați la fel nocturn. Ai invit să facem condiții... Ăștia de la Dunărea Galați n-au nocturnă și de-aia probabil, nu? Ei știu, acolo... În fine, domnul Coșcone, am văzut și componența seriei. Cele mai periculoase echipe pentru Gloria Buzău par așa, evident, la prima vedere, retrogradatele din prima ligă, Iași, da, și Rapidul, exact echipele pe care foarte probabil le vom întâlni în primele două runde, în cazul în care Farul Constanța nu va participa în viitoarea ediție a Diviziei B. Vă pun și întrebarea asta de baraj până la urmă. Sunt așteptări foarte mari din partea publicului buzoian și vă întreb, domnul Coșconea, putem spera la o promovare surpriză spectaculoasă, cum a fost cea din 2007, sau ar trebui să fim cumpătați și să ne așteptăm pe undeva, nu știu, la o clasare la mijlocul clasamentului și să fim mulțumiți cu atât? Părerea mea că noi trebuie să ne formăm o echipă. Că dacă trecem așa dintr-o stare euforică la entuziasm prea mare, n-am făcut chiar nimic, pentru că ne facem singur rău. Trebuie să vedem și lungul nasului. Avem stadion frumos, se prefigurează o echipă frumoasă, dar deocamdată, pe plan financiar, suntem la limita de existență și atunci fiecare, și cred eu că și cei care conduc Gloria la ora actuală, își dau seama și nu pot face, eu știu, afirmații fără acoperire. Nu cred. Noi să fim cel mai bun rezultat pe care îl putem avea, ca să nu dau nici măcar obiectiv întreaznețe, ar fi să participăm în play-off. Deci în primele șase, să ne clasăm, da, în primele șase. Da, ar fi extraordinar, pentru că play-off-ul va fi, pe urmă, cu crema acestei serii, va fi și destul de greu și, mă rog, când ești în play-off, cum vi se pare? Ai scăpat în play-out, ești sub spectrul retrogradării. Da, deci oricum trebuie să le spunem lucruri sa telespectatorilor care probabil nu știu lucruri referitoare la sistemul competițional. Da, vor fi 12 ceva echipe în serie. 12 sau echipe rămân, da. Sau 13 în serie, după disputarea campionatului regulat, da, urmează play-off-ul, primele 6 intră în play-off, ultimele 6 intră în play-out, primele 2 promovează, da, din play-off, ultimele 3 din play-out retrogradează în divizia C. Deci obiectivul ar fi clasarea în play-off sau intrarea în play-off, zic, și am fi mulțumiți cu atât. Eu zic că ar fi formidabil. Că, pe urmă, acum trebuie să fim realiști așa, când intri în play-off, nici nu mai știi atunci. Deja, într-un fel, se cam știe sau se mai și nivelează valorile, pot apărea și rezultate surprinzătoare. Dar când intri în play-out și ești cu sabia la Damocle deasupra capului, că ați văzut, regulează 3 sau 4, nu știu cât te retrogează, nu? Da.
O decizie deja bună, domnul Coșcune, a federației asta cu... Cred că e pentru prima dată în România când se joacă așa, play-off și play-out. Era un sistem de ăsta prin Scoția sau prin toate deciziile astea extraordinare cu ghilimele. Asta cred că e singur... Da bine, forțați de împrejurări, să fim sinceri, că n-au avut echipe. Când dacă aveau echipe, făceau 14, făceau... N-au avut echipe. Și atunci, dacă au rămas cu 13, bine că nu... A fost bine că nu i-a mai luat și pe ăștia accintele, cei care au retrogradat. Dinamo 2 am văzut că vrea să joace. Chindia sau altceva. I-a lăsat, a trecut, dar stați acolo. Și este o măsură bună în sensul în care noi, iubitorii fotbalului din Buzău, vom avea, cel puțin, și în campionatul ăsta, dar și în play-off, ne dăm seama că în play-off vor fi meciuri de o calitate tehnică și să înțeleg, domnul Coșcunea, da, că vor fi meciuri și din retur încă din această toamnă pentru a face loc sigur, și play-off-ului? Sigur, da, sigur. În funcție de... Și așa se începe un pic târziu pe 7, dar mai e timp să mai bagi vreo două etape din retur pentru a face play-off. Deci înțeleg că pe undeva, nu știu ce, martie, aprilie, anul viitor se termină campionatul și ca să înceapă play-off-ul. Da. Cred că în aprilie. Dacă... Depinde când om putea începe returul, că la noi... Returul, dacă vrei ține de iarnă. Da, ține de condiția. E o idee bună a federației până la urmă și bănuiesc că în felul ăsta se va vedea dacă poate fi aplicată această idee cu play-off inclusiv la nivelul primei ligi, că și acolo sunt probleme cu echipele. Eu vă spun în mod sigur asta, pentru că în multe țări se practică play-off și play-out-ul și în situația noastră în care noi vrem să ajungem la 14 echipe sau 12 echipe în Liga 1, este imperios necesar să introducem sistemul ăsta cu play-off și play-out, pentru că noi nu avem nici echipe multe de valoare. Să zicem că avem 4, 5, 6, nu? Ei, atunci spectatorul crește de fotbal, spectatorul de fotbal, de-abia așteaptă un play-off. Bun, trecem de la subiectul legat de Gloria Buzău la fotbalul mic buzoian. Înțeleg că mâine va fi o adunare generală la AJF Buzău, unde va fi bătut în cuie și va fi bătut în cuie și componența noi superligi la fotbal, ca și ligile celelalte inferioare, Liga a 4-a și Liga a 5-a. M-am uitat și eu astăzi așa fugitiv pe aceste serii. Ce am constatat la prima vedere că sunt foarte multe echipe, domnul Coșcunea, o multitudine de echipe aveți aici în fotbalul mic buzoian. Iată, dacă fotbalul ăsta profesionist are probleme, în schimb cel amator o duce bine. Am înțeles chiar se înființează câteva echipe pe aici pe la țară. Da, spre plăcuta surprinderea noastră, deci pot să anunț fără a vorbi, fără acoperire, se înființează o echipă nouă la Poșta Câlnău, chiar cu o denumire semnificativă, Phoenix Poșta Câlnău. A primăriei sau? A primăriei, da. Phoenix, adică, nu? Da. Renaște, da. Renaște din... revine Glodeanu Siliștea, se reînființează Balta Albă, o echipă care în trecut era, și noi chiar am fost, eu am fost săptămâna trecută la Balta Albă, e un primar ca lumea acolo, cu culeasa, celebra cu culeasa de lângă Zoița, niște entuziaști acolo și-au făcut ei singuri și joacă la Zoița. Deci, cum să vă spun, sunt din punctul nostru de vedere și mulți, ce mă bucură, mulți au și lucrat în această perioadă la bazele sportive. Am fost duminică cu domnul Ambru la Sălcioara, nici nu venea să cred ce au făcut oamenii acolo, ce vestiare, băi de rezervă, ca lumea, terenul arată foarte bine, gard, ca... deci sunt și... Dar e vreo echipă desființată, domnul Coșcunea? Păi da, să zic că nu pot să zic că Onyx Râmnicu Sărat s-a desființat pentru că ea s-a înscris în campionatul Republican de Juniori. Dar... Nu va mai participa în Liga a 5-a era parcă, nu? Era în Liga a 4-a. Liga a 4-a și ei s-au înscris acum, oricum ei mizau pe tineri. Și am scris în campionatul Republican de Juniori A și B. Și
Olimpia 2010 Râmnicu Săraț, sub denumirea asta, vin în Superliga. Cu asta a rămas. Am înțeles. Din păcate, avem încă două echipe în campionatul de junior republican, dar la Râmnicu Săraț, care n-au fost până acum. Da. E mare lucru, da, pentru că campionatul de junior republican este un campionat destul de puternic. Ei vor, Râmnicu Săraț, vor să ruleze. Și în anul ăsta să bagi copiii ăștia care sunt de perspectivă și poate la anul să revină în Liga 3 sau peste 2 ani. Bun, haideți să vedem împreună componența Superligii cu 14 echipe, domnul Coșcone, da? E, acum sunt vreo 15. Da? Și au mai venit, până mâine s-ar putea să fie 16, da. Bun, haideți să le citim. Că așa suntem și noi pe ultima. Pastea 14 care ne l-ați furnizat de dimineață, da? Deci Vernești, Boboc, Berca, Luciu, Locomotiva, Viitorul Buzău, da, e fuziunea asta dintre cele două cluburi, Gălbinaș, Puiești, Nehoiu, Lanuri, Zărnești, Săgeata, Metalul Buzău, Olimpia 2010, Râmnicu Sărat și Sălcioara, da? Surpriză, da. Sălcioara, da, și dumneavoastră i-ați băgat la Superligă că și-au făcut o bază sportivă deosebită. Da, și sunt și pe un loc la care au trecut de așteranțe. E bine. Și acum a apărut, chiar azi la prânz, a apărut Gloria 2, o combinație cu Merei. Deci primarul de la Merei, au discutat probabil dimineață și a venit și domnul Turpan, poate ați văzut, și cu mi-a transmis și fac o combinație și rămân și Gloria 2. Bun, deci se înființează totuși Gloria 2 și va juca în Superliga? Gloria 2, inițial, pentru că nu se făcuse, nu picaseră niciun acord, vreau să vină în Liga 4. Și acum, dacă au fost de acord, după niște discuții, să se ajute reciproc, mă rog. Deci cu Partizanul Merei, da? Da. Deci da. Revine pe tapet, da? Asocierea asta, da? Dintre Merei și Gloria 2? Da. Va rămâne Gloria 2, pentru că... Și vor juca în Superliga Gloria 2? Da. Deci încă o echipă, deci a 15, ziceți dumneavoastră, a 15, Gloria 2, da? Da. Și mă rămân ca până mâine, pe la prânz așa, să vedem că mai sunt câteva echipe care ar dori, dar... locul și mai ales baza sportivă e un pic rămas în urmă. Singura care, după baza sportivă, care ar putea fi fără probleme în Superliga, ar fi Săhătenii. Dar deocamdată nu prea li s-a dat drumul la bani acolo și au ceva probleme. Nu e suficient de să ai echipă, trebuie să ai, ca să joci în Superliga, trebuie să ai și teren de Superliga, ziceți dumneavoastră. Da, neapărat, da. Deci sunt echipe pe care le-ați refuzat, deși poate corespundeau din punct de vedere financiar și valoric, tocmai că n-aveau infrastructură de Superliga? Păi da, vă spun sincer, de exemplu, Pătârlacele, care n-a putut să-și termine stadionul la început cu ordonanța 7 sau ce fac ei acolo, dar e păcat că de 2 ani de zile stagnează și nu mai pot. Siriu a zis, domnule, nu avem posibilități materiale pentru Superliga. Cizlău, da. Și Cizlău, la fel. Căldăreștiul, care era până acum o săptămână, era în Superliga. Și au mai făcut ei o ședință, un calcul acolo și au zis, dom'le, e greu. Până la urmă, într-un oraș. Și nici Pogoanele nu joacă în Superliga? Și Pogoanele. Deci, revine acum, mâine trebuie să stabilim noi între Pogoanele și Săhăteni. Între Pogoanele și Săhăteni. Mai băgați o echipă și vor fi 16 echipe la Liga. Da, până la urmă nu poți să lași 15, pentru că tot pe scheletul de 16 una ar trebui să stea. Și atunci e normal ca să vedem cine care. Când va începe, domnul Coșcune, prima etapă? Păi de-aia deja am intrat și în puțin criză de timp, pentru că nouă ne părea bine să rămână 14 echipe. Aveam posibilitatea, poate mai făceam și două etape din retur. Deci cu 16 trebuie să vă grăbiți. Trebuie să ne grăbim. Și sâmbătă pe 31 și duminică vor avea loc meciuri de cupă. Le împerechem pe toate, pentru că facă și ei un fel de sâmbătă reglaș, începe reglaș. Campionatul, da? Începe Cupa României, cupa, sezonul da. Începe da, cu da, Cupa da. României și apoi weekendul viitor începe campionatul. Weekendul viitor începe campionatul. O luați înaintea celor de la federație cu Liga 2 și Liga 3.
Păi sunt destule echipe, eu vă spun sincer, sunt vreo 66 de echipe numai de seniori angrenate. Bine, sunt și juniorii, plus echipele care sunt în campionatele de juniori CDC. Gloria s-a și înscris de acum, a venit azi și au înscris în CDC ca să fie sigur că acum o să depună cineva contestație, da, la... Da. Da, va fi deci, ceva deosebit. Din punctul meu de vedere, și dumneavoastră știți că eu am militat de 3 ani de zile pentru... și plus că și alții ne-au mai zis-o, ne-au mai dat peste nas așa puțin, inclusiv Sinescu de la Câmpina, dom'le, sunteți prea dispersați în trei serii de Liga 3-a și nu e valoare deloc. Și ăsta e adevărul, că erau câteva echipe acolo, două, trei echipe în fiecare serie care se distanțaseră și restul nu. Acum, cum să vă spun, avem trei eșaloane, este foarte clar, din Superliga cred că vor retrograda trei echipe. Ca să facem în Liga 4. Deci veți avea momentul ăsta, domnul Coșcunea, noastră la AJF, aveți Superliga, da? Da. Liga 4 și Liga 5, da? Liga 5, da. Deci trei eșaloane în fotbalul mic buzoian. Câte echipe vor juca în Liga 4 și câte Liga 5? Câte în Liga 4 avem două serii a 14 echipe și în Liga a 5 tot două serii a câte 12 echipe. Da, eu rămân încă o dată mirat așa de câte echipe ați găsit aici în fotbalul mic buzoian. Vreau să spun că marele merit, în primul rând, este al primărilor, al primarilor. Multora chiar le place fotbalul, altora care nu le place au zis, dom'le, chiar dacă nu îmi place, vorbeam azi cu un primar din apropiere de Buzău, așa la vreo 20 de kilometri. Dom'le, eu, să fiu sincer, nu prea îmi place, dar n-am cum să renunț la echipa de fotbal, pentru că este un rău necesar pentru comuna respectivă, pentru calitate. Bun, un ultim lucru mai doresc de la dumneavoastră, domnul Coșcunea, și rog și pe colegi să mai pun o dată cartonul cu echipele din noua Superligă, să ne uităm și noi împreună de acum, să vedem care va fi viitoarea campioană a fotbalului mic buzoian. Să vedem care sunt până una alta și poate și cele mai bune echipe din punct de vedere valoric în momentul ăsta. Ne uităm așa puțin, Verneș, Beboc, Berca, Luciu, da, Pescărușul Luciu a fost vicecampioană. Luciu nu mai aici a fost și foarte bine face. A cam renunțat la senatorii de drept și a zis că întinerește echipa și cred că e foarte bine. Așa, Locomotiva Viitorului, da, iată o echipă este cel puțin din câte văd eu, parcă am înțeles că miercuri joacă la ora 20 în Amical cu Gloria. Parcă am înțeles, nu știu, am înțeles nu că o să joace Amical, că o să-i bată pe ăștia de la Gloria în Amical miercuri seara. Da. Deci Gălbinaș, iarăși o echipă bună, dar e mai greu să zici că trage la campionat. Puieștiul, sincer, chiar s-au întărit față de campionatul trecut. Deci aici va fi bătaia, nu? Au două, trei achiziții foarte bune. Puiești, Viitorul, Nehoiu poate? Nehoiu, da. Lanurile, și Lanuri. Lanurile s-a mai s-a slăbit puțin. Stați puțin, că n-am văzut pe Metalul Buzău, că și aici avem formă e Metalul. Păi, Metalul și Olimpia 2010. Bun, deci, echipe bune. Sunt echipe cel puțin 4-5 echipe bune. Și noi trebuie să vedem că ăsta e scopul nostru. Dacă am adunat crema fotbalului mic, cum îi ziceți voi, mic buzoian, nu? Păi să vedem, frate, pentru că știm toți ce înseamnă la anul. Barajul, cred se, va, că va barajul fi... se va da între trei echipe. Cred că va trei fi echipe domnul... campioane de județ. Cred că va fi domnul Coșcunea, oricum, cred că va fi cel mai frumos campionat județean de numai 20 de ani, poate. Și toți trebuie să-și dea seama că trebuie să ne strângem valorile și să iasă ceva bun, pentru că toți suntem de acord, de câțiva ani de zile nu prea mai promovat. N-am mai contat, nu, mai la Baraș. Da. Ok, mulțumesc frumos pentru prezență, domnul Coșcunea. O să mai discutăm despre Superliga, de-abia așteptăm să înceapă fotbalul. Vă aștept să mai transmiteți. Așa, nu? Să mai transmitem meciuri, da? Că de data asta se pare că vor fi și meciuri mai de calitate. Luăm și noi o scurtă pauză de publicitate, doar 2 minute, rog pe colegi, revenim apoi cu rugby.